de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Până dimineața, frumoase vremuri trăim, extraordinare vremuri trăim. Când în Mesagerul de Neamț au apărut materiale cu reprezentanții ai celor de la AUR, în diverse ipostaze sau am făcut emisiuni cu cei de la AUR, o gașcă de oameni bine intenționați altfel și cu intenții bune, n-am spus gașcă în sensul peiorativ, au spus, cum? Cu fasciștii ăia, cu legionarii ăia, cu ăia care sunt anti-europeni, ăia care sunt naționaliști feroce, vă coborâți atât de jos să faceți emisiuni, să scrieți despre ei, chiar dacă au un număr de voturi venit din populație. Atunci am zis, uitându-ne în oglindă, că poate greșim noi, dar astăzi ne-am convins. Nu. Cei de la AUR sunt extrem de progresiști. În momentul acesta, cei mai progresiști dintre progresiștii neamului, USR Plus, sărută mâna celor de la AUR ca să meargă împreună să-l dea jos pe Florin Câțu. Deci, progresismul e în floare, de la stânga, la dreapta și înapoi, trecând prin centru. Acum, ce să mai spunem? Trăim vremuri interesante. PSD-ul nu mai este hidra roșie cu care ne batem până ajungem să rămânem tot la guvernare. Ne batem până la guvernare. Așa că și PSD-ul a devenit bun, abordabil și discutabil când ești în pericol să pierzi ministerele pe care le ai. Așa că, pe de o parte, amenințăm cu iz așa de mic șantaj, ori demisionez, ori așa, ori mergem cu AUR, alternativa. Cam asta este societatea politică progresistă, retrogradă, fascisto, legionară, că și aici sunt diferențe între legionari și fasciști, în care trăim. Totul este dacă avem acces sau nu la măcelărie. Cum îmbrăcăm chestia asta? Interesul poporului, noi suntem singurii care luptăm pentru, noi suntem singurii care facem și putem asigura fericirea și bunăstarea poporului român prin reprezentanții noștri. Bun, să coborâm din aceste sfere înalte ale politicii mocirloase din România și să coborâm în locurile noastre. Astăzi avem plăcerea să asistăm la o ședință extraordinară de îndată la Consiliul Județean, de la ora 13. Nu știu, 13... în 3-a, 9-a, 2021, stai, adunăm cifrează, dacă nu, dă tot un multiplu de 13 pe undeva. Ca să vezi la o ședință extraordinară de îndată, astea se convoacă în situații deosebite. Nici măcar nu e extraordinară, că are niște reguli. E extraordinară de îndată. Adică amuia, adică acum. Amuia, nu să vă gândiți la altceva, că acolo numai cineva dă, restul iau. Deci, ce probleme existențiale pentru județul acesta sunt pe ordinea de zi a acestei ședințe? Ia să ne uităm. Aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul programului pentru școlile al României și măsurile educative aferente pentru anul școlar 21-22. A fost o știință extraordinară cu câteva zile, dar probabil că era documentație multă. Ia să vedem. Aprobarea organigramei și al statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean. Oare ce poate să fie atât de important încât să fie introdus pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare de îndată?
Oare o fi vorba despre desființarea funcției publice de execuție vacante de consilier studii superioare, clasa 1, grad profesional, bla 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 bla, din birou, coordonare, administrare publică, știați că avem așa ceva, nu? Documente clasificate a Direcției Județene Generale de Juridice și Relații Internaționale, prevăzut la poziția 43 din statut, aprobat ca bla bla bla. Și doi, înființarea în subordinea directorului executiv a Direcției Investiții Programe a funcției publice de conducere director executiv adjunct studii superioare, clasa 1, poziția 126, care va avea în subordine serviciu infrastructură județeană, birou urmărire lucrări, compartimentul avizare, autorizare și siguranță rutieră. Adică, oare pentru cine o fi pregătită funcția asta așa de urgență, extraordinar și de îndată? Mergem și mai departe, că ajungem și la invitatul nostru de astăzi, care așteaptă cu nerăbdare să fie intervievat. Mai avem aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului de Cultură și Arte Carmen Seculare Târgu Neamț, cităm. A fost pe ordinea de zi a ședinței ordinare. Domnul Arsene, în mărinimia lui, a retras-o și normal ca să discute consilierii cu șefa de la Carmen Seculare. Când s-au dus să discute, doamna de la Carmen Seculare avea în spate argumente juridice, adică pe doamna Soroceanu, și argumente de forță, adică pe Miron Radu Tudorel. Un fel de mână dreapta stângii domnului Arsene, care are și un limbaj asemănător cu al liderului înainte de a se produce schimbarea de lider de grup la PNL, domnul Hopșa cu domnul Stavarache. Deci, limbajul ăla, știți, da, acum totul este ok, e bine. S-au dus consilierii acolo, au intrat cu ideile lor și au ieșit cu ideile celor care o consiliau pe doamna șefă, manageră de la Carmen Seculare. Ei au rămas cam mirați. De ce așa? De ce așa? De ce așa? Până la urmă și-au dat seama că există o mare nevoie de oameni care să culeagă folclor în Neamț și care oameni să poată să-și valorifice aceste lucrări într-o prea frumoasă revistă care nu costă decât 16 lei bucata și costă vreo 8.000 de lei lunar. Da, asta e. Când poți, poți. Când nu poți, nu poți. Important e să conservi folclorul în formate mici, care sunt lucrurile mari, se păstrează în formate mici. Mergem mai departe. Avem și un mandat special pentru apa SERV, tot așa, în ședință extraordinară de îndată, nu s-a putut în ședința ordinară. Că acolo trebuie să pui documentele înainte. Mă rog, trecem peste. Ajungem și la punctul 1, modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean 26 pe 20 privind încheierea unui acord de asociere. Nu insistăm că o să publicăm un material pe chestia asta până la ședință, sper, în care să explicăm de ce trebuie să înlocuiești sau de ce nu trebuie să înlocuiești un act cu altul și tu, Consiliul Județean, să faci oficiu de a acoperi niște, să le spunem, scăpări. În fine, trecând peste rubrica diverse, o ședință extraordinară are și diverse și de îndată, ajunge la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, reprezentând fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2021. Și știți cum e când cântă maneliștii? De la Nașul Mare pentru toată lumea. Ei bine, de la Nașul Mare, Consiliul Județean, nu vă gândiți la altcineva, municipiul Piatra Neamț a primit suma de 500.000 lei să trăiască, să poată cânta și la alte mese, în condițiile în care stă bine față de municipiul Roman, care a primit 0 lei, 0 bani de la Consiliul Județean, dar stă prost față de Bicaz, care a primit 800.000 de lei. Nu facem comparații cu Târgu Neamț, pentru că Târgu Neamț este incomparabil, cel mai important punct de pe harta județului. Ei au primit 12.000 lei. Domnul Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț, fericitul beneficiar al donației de la Consiliul Județean în numele municipiului, evident, mulțumit de această, încă nu e hotărârea
votată, dar e ca și cum ar fi. Majoritatea există, cred că și cu voturile PNL-ului. Că altfel nu-mi explic cum a primit Romanul 0 lei. Da, trecem peste această mică dar încă nu a primit nimeni nimic. Stați să vedem să treacă această hotărâre de Consiliul Județean. În primul rând vreau să spun bună dimineața tuturor. Scuzați-mă, dar m-a luat valul, n-am putut. Impresionant de mare valul am văzut. Foarte multe informații am aflat în dimineața asta noi. Ce să zic? Eu credeam că va informa liderul de grup de la Consiliul Județean, al PNL-ului. Sper că este al PNL-ului. Da? Nu am avut nicio discuție. Până că va informa domnul primar, veți primi 500.000, felicitări, etc. Vreți mai mult, vreți mai puțin? Am zis că funcționează această... Eu am aflat doar pe anumite canale despre existența acestei ședințe de extraordinare de îndată. Am să vorbesc imediat și cu colegii Consilier Județean PNL să văd un pic care, cum abordăm această hotărâre de Consiliul Județean, acest proiect. Pentru că este clar o nedreptate ca municipiile din județ să fie trecute într-o ligă a treia în comparație cu Târgu Neamț, Bicazu și alte comunități. Am văzut că Piatra Neamț este ea de două ori și jumătate mai puțin față de Târgu Neamț, în condițiile în care are o populație de 5 ori mai mare, ca să nu mai vorbim despre Bicazu, unde proporțiile sunt de mai mari de 1 la 10. Eu zic pietre. Să fiți fericiți că sunteți ca și Agapia. Vedeți? Este acolo este chiar un centru spiritual ciudat. Puternic. Deci, nu înțeleg de ce. Eu nu pot să înțeleg cum s-a făcut această distribuire, însă mă uit și la anii din urmă și am văzut că se poate și mai rău. Prin urmare, ce să mai zic acum? Este un progres, dacă este să analizăm abordările diferite anul acesta față de anii din urmă. Când și Piatra Neamțul avea tot 0 lei. Ce puteți face cu cei 500 de mii de lei? Stau și mă gândesc acum. O străduță foarte mică, poate de 100-150 de metri lungime. Da, înseamnă că stăm bine. Nu știu, un loc de joacă. Ce să zici? O stație de pompare pentru a asigura presiunea în hidranți, de exemplu la școala și grădinița din Speranța. Sunt cifre care mi-au rămas așa în minte și, să zic, acest mărunțiș ne-ar ajuta la ceva de asemenea mărunt, bun, dar până la urmă util. Bun, acum eu nu știu, chiar nu s-a făcut nicio discuție. Domnul primar, sunt brașoveanu. Sunt, nu știu cum, cred că, eu înțeleg că președintele nu discută, dar mai invită din când în când la câte o chestie cu străzile, am văzut. Și vă spune să stați cu minte la locul dumneavoastră, dar înțeleg că nu discută lucrurile astea. Dar măcar managerul de județ sau un vicepreședinte să invite primarii, domne, avem suma asta, hai să o împărțim după niște criterii. După gradul de inteligență a populației, după numărul de locuitori, după, nu știu, sporul natalității, că tot se urmărește acum creșterea natalității în comune, unde este natalitate mai mare, le dăm bani că sunt buni, unde nu le dăm mai puțin. Ați purtat o asemenea discuție? Domnul Bălănescu, am să vă zic sincer, cu domnul Arsene am purtat o discuție cu privire la situația rețelei de apă canal din Piatra Neamț și cu privire la situația străzii izvoare. Atât și asta a fost relativ recent și această discuție a fost relativ recentă și s-a concretizat până la urmă prin acest angajament public pe care și l-a asumat președintele Arsene cu privire la începerea lucrărilor de execuție pe cu strada izvoare din Piatra Neamț. Când? Imediat ce se dă ordinul de începerea lucrărilor. Aceasta este angajamentul și eu mă bazez pe faptul că în această toamnă se va realiza această lucrare. Dacă este vorba de un drum, sigur domnul Arsene se va ține de cuvânt. Aici trebuie să dăm cezarului ceea cezarului. Pe asta când mă bazez și eu. Deci este un om obișnuit să meargă pe drumuri bune și a făcut drumuri în județul ăsta. N-avem ce să spunem, drumuri a făcut.
Deci, acolo înseamnă că se va ține de cuvânt. Cu apa și cu canalizarea, cum e? Că aici am avut prea... o discuție cu conducerea PASERV și... Păi nu, dar cu domnul Arsene ce v-a zis, cu apa și canalizarea. I-am punctat anumite discuții pe care le-am avut anterior cu conducerea PASERV și am cerut sprijinul ca acestea să se materializeze fără întârziere. În toamna aceasta, de exemplu, să avem lucrările pe tronsonul de la începutul străzii Fermelor dinspre General Dăscălescu până dincolo de Socar și pe strada Mihai Viteazu. Ca să revenim la subiectul anterior, cu privire la solicitările municipiului Piatra Neamț din aceste cote defalcate de 6%. Am profitat de prezența domnului Dragoș Chitic, pe care l-am și propus președinte Adi Urb Trans, cunoscând foarte bine experiența domniei sale la Adi Urb Trans. El a fost acolo director executiv, adică știe tot, inclusiv cunoaște, deci, având toate aceste și argumente, mașinile le cunoaște. Pe de o parte cunoaște situația din Adi Urb Trans foarte bine, ca urmare a activității ca director executiv, pe de o parte cunoaște foarte bine realitățile și contextul cu care se confruntă municipiul Piatra Neamț. Sunteți siguri de lucrul ăsta? Dați-mi voie să pornesc de la prezumția că măcar așa ar trebui să fie. Și am spus în cel puțin două rânduri că avem nevoie de sprijinul Consiliului Județean măcar pentru a acoperi subvențiile și gratuitățile pe care le solicită și le facturează Troleibuzul, care este o companie a Consiliului Județean. Nu cer mai mult, nu am pretenții la mai mult. Se pare că nici 10% din acestea nu au fost acoperite. Și aici trebuie să-i spun domnului vicepreședinte al Consiliului Județean că a uitat de unde a plecat. Dacă este să... De unde a plecat? De la primăria Piatra Neamț. Și acum a uitat care erau abordările dinainte de a trece pe noua funcție, cu noul sprijin și noua conjunctură politică. Am înțeles. Deci, practic, discuții au avut loc doar la nivelul acesta, măcar acoperit subvenția, da, din acești bani. Bine, probabil că nu puteau să o acopere toată, că n-aveau cum. Nu, diferența. Da. Ce nu am reușit să acoperim, ca să fiu clar, ce nu am reușit să acoperim decât pentru primele 6-7 luni, că în bugetul inițial pe municipiul Piatra Neamț, care a fost aprobat în aprilie, am avut grijă să acoperim măcar primele 7 luni, 8 luni. Așa se și întâmplă. E pentru a reuși să inițiezi, să susții niște proiecte, să le demarezi. Ulterior, pe unele direcții reușești să faci economii și să suplimentezi ulterior la viitoarele rectificări bugetare. Am înțeles. E, ce să zic acum, până la urmă și 500 de mii nu sunt zero ca la roman. Adică oricum v-ați calificat înaintea romanului un pic, ceea ce până la urmă poate fi benefic. E pentru prima dată când Piatra Neamț în ultima perioadă ia fața romanului. Aici nu știu care este abordarea, cum și-au făcut calculele cei de la Consiliul Județean. Consider că ar fi fost corect ca fiecare OAT, fiecare primar în parte să fie invitat să-și argumenteze solicitările. Nici măcar acest lucru nu l-am avut, deși l-am solicitat și telefonic domnului vicepreședinte Chitic. Da. Haideți să trecem și la alte subiecte, că sunt o mulțime de discutat. În primul rând vreau să vă întreb dacă dumneavoastră vă plimbați pe celebrul bulevard, cum se chema el pe vremuri, Paulista, de la celebru serial brazilian de pe vremea lui Ceașcă. Acolo era Brazilia, aproape de pădurea amazoniană. La noi cresc și la noi lucruri, dar cresc din trotuar și sunt din fier. Nu știu dacă colegul are pregătită imaginea, ca să vă mai scot din discuțiile cu domnul... Dă-o mare, te rog. Am văzut materialul dumneavoastră. Sincer, nu mi-explic cum a apărut și când a apărut acest... Nici noi am cerut un studiu dendrologic, pedologic și fiind și aproape Muzeul de Științe Naturale,
I-am întrebat dacă au vreo știință despre așa ceva. Deocamdată n-am reușit să aflăm un răspuns științific la chestia asta. Dar mă gândesc că s-ar putea să găsim prin arhivele primăriei, când s-au făcut lucrările acolo, cineva a pus pavelele, a avut o autorizație de construire, a avut o recepție făcută cu grijă, cum se fac toate recepțiile în primărie. Încă cu mare nu cred grijă. Că a fost recepționată această lucrare, pentru că este pe, cu siguranță pe proiectul de management al traficului. Și acum trebuie pot să văd înțeleg. Un pic când... Cred că acolo este un senzor care măsoară traficul pietonilor pe trotuar și al mașinilor pe stradă. Sau măsoară traficul pietonilor cu pantofi bărbătești și al pietonilor cu sandale, care cât scapă cu sandalele întregi, câte scapă cu sandalele întregi. Acum nici nu mai știu câte, câți, că na, nu mai știm dacă e corect să spunem câte. Da? Câți putem spune? Că putem spune câțu, câți. Deci asta putem spune în română, încă putem spune. Dar câte e mai greu. Cert este că astăzi am discuții cu colegii din direcția tehnică. Chiar vreau să văd colegii de la rețele de utilități ce pot să-mi spună despre această țeavă. Și aș da și un termen. În cel mult o săptămână problema va fi rezolvată. Asta este cu țeava. Mai avem și un hidrant, dacă nu ne băgăm că e pe strada fermelor și intrăm deja într-o zonă cu fenomene neidentificate și greu de cuantificat a municipiului Piatra. N-am strada fermelor, este o stradă specială. Că avem hidrantul pe trotuar, deja am înțeles de la cineva că hidranții sunt lucruri sfinte. Nu poți să te atingi de ei și nici nu poți parca în dreptul lor. În America ni s-a spus de către, chiar așa e, dacă parchezi în fața unui hidrant, te ia poliția și te saltă. Nu numai pentru șpriț la volan. Așa că aici nu ne băgăm, bănuim că hidrantul ăla are un scop strategic acolo. Bun, hidranții, într-adevăr, nu poți să-i pui în altă parte decât pe zona unde este conducta de apă pentru a avea presiunea necesară și... Persoanele tehnice probabil pot să explice mai bine ce caută hidrantul acela și de ce este fix pe mijlocul trotuarului. De asemenea, nu vă ascund că lucrăm la pregătirea proiectelor pe viitoarele coridoare de mobilitate, coridoarele secundare care vor conecta aceste drumuri care vor intra în execuție în următorii 2 ani, care vor fi finalizate, de fapt, în următorii 2 ani. Am înțeles. Deci... Așteptăm să vedem ce-i cu țeava. Și se va moderniza complet trama stradală acolo și cu siguranță trotuarul acela va găsi o soluție să nu aibă hidrantul pe mijlocul. Eu aș face o altă experiență, i-aș ruga pe cei de la ISU să vină acolo să vadă, să facă o încercare, să pună un furtun la hidrantul ăla, să vadă dacă este apă sau nu este. Așa, de curiozitate. Noi n-am putut să știți că acești hidranți sunt verificați periodic. Eu n-am zis că nu. Eu zic, sunt sigur că și funcționează. Acum câțiva ani buni, era o situație în care hidranții nu au funcționat. De exemplu, nu știu dacă mai țineți minte, altceva pe aici prin zonă, o clădire mică, piața centrală. Și când au venit băieții să pună hidrantul, la un hidrant nu se putea... face, cum se cheamă chestia aia, mufarea, da. Mufarea, așa, mufarea. Și când a încercat unul să pună, a ieșit apa și a ieșit pe aici, așa, prin cămașă afară, că nu era presiune, adică nu se mufa cum trebuie. Era o diferență între ce era pe mașini și ce era la hidrant. Dar nu-i nimic, investiția a fost bifată de hidranți la Piatra Neamț, după aceea s-au rezolvat lucrurile, trecem peste asta. Ce vă pot asigura acum este că... Auziți ce spune domnul Mancaș? Pentru că nu era trotuar când s-a montat hidrantul. Corect? Așa este. Ne-am lămurit acum, nu știm ce e cu ouă și cu găina, dar știm cum e cu hidrantul și cu trotuarul. Deci la început a fost hidrantul și după aceea trotuarul, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la cei care au proiectat trotuarul. N-au ținut ei seama de hidrant? Suntem într-o lume în care USR Plus vrea să coabiteze cu AUR. Ne mai mirăm de coabitarea dintre un hidrant și un trotuar sau o țeavă și un trotuar. Domnule primar,
E mai simplu să vorbesc despre... Vă place? Să ieșim din problematica cu hidrantul și să, să îmi declar și eu surprinderea năucitoare cu privire la această asociere și ultimele declarații. Bac, premierul Florin Câțu este dictator în condițiile în care, din punctul meu de vedere, chiar a permis foarte multe derapaje pe care, dacă le-ar fi urmărit cu atenție în ultimele 8 luni, poate nu s-ar fi ajuns în aceste situații în care fiecare, în care un ministru să se opună unui proiect al guvernului. Păi, când ești într-o echipă, cauți să îmbunătățești un proiect, nu pe principiul amenințării drobului de sare. Aveți dreptate. Așa funcționează o societate normală. Primul ministru are o echipă cu care lucrează. Noi nu avem un prim-ministru. Noi avem 3 prim-ministri în guvern. Hai să spunem că unul dintre ei are bun simț și nu se manifestă ca un prim-ministru. Vorbesc despre Kelemen Hunor, da? Nu se manifestă ca un prim-ministru, chiar dacă pe domeniul lui acționează. Noi avem 3 guverne, separate, cu agendă separată, pentru că dacă, de exemplu, guvernul USR a vrut să dea niște bani la cele două primării din Neamț, a vrut să le dea și le-a găsit și e foarte bine că a dat, dar la alea două primării să dea, guvernul USR a găsit soluția să-i dea banii. A găsit un rest pe undeva. Guvernul PNL caută și el soluții pentru raza lui de acțiune. Guvernul UDMR și el. Vina domnului Câțu nu este că l-a dat afară acum, l-a dat pe Voiculescu atunci. Culmea, și atunci parcă auzeam, ne retragem de la guvernare, demisionăm în toți. Și până la urmă a zis domnul Ghinea, cum? Să plecăm noi de la PNRR? Nu, noi luptăm în interior. Acum la fel. Deci nu, vina domnului Câțu este că n-a fost prim-ministru. Nu, a permis foarte multă libertate de exprimare, din punctul meu de vedere, și acest lucru se pentru aceste, să zicem, libertăți lăsate într-un mod exagerat și necontrolat, decontăm astăzi. Faptul că această coaliție nu este pe deplin unită și nu lucrează împreună la un program de guvernare asumat de toți acum 8 luni, se vede astăzi. Mai este și contextul dezbaterilor interne prilejuite de alegeri, atât în PNL cât și în USR Plus. Și de aici USR Plus simte respectiv cei care se bat pentru președinția din USR Plus, încearcă să își câștige cât mai mult simpatia membrilor prin astfel de declarații cumva războinice. Haideți să ne uităm și în curtea PNL-ului. Sigur, și domnul Câțu vrea să câștige cât mai mult prin programul Angel Salini, care teoretic se adresează primarilor, primari care vin ca delegați sau aduc delegați la Congres. Adică da, lucrurile nu sunt deosebite în PNL față de USR Plus în momentul ăsta. Cu privire la programul de investiții Angel Salini, există, este un program asumat de întreg PNL-ul. Nu este o tabără sau alta care am să înțeles, conteste. Eu vorbesc. Pentru că este singura variantă pentru comunitățile locale să-și dezvolte, să-și susțină proiectele de infrastructură, asfalt, apă, utilități. Eu aș zice să nu folosiți cuvântul singura. Este o cale pentru administrațiile locale. Nu este singura cale. Nu este singura cale. Căi mai sunt. Vă spun eu, dacă vreți, le luăm și le discutăm după emisiune. Care, uitați-vă, de exemplu, la Piatra Neamț, în ce situație ne aflăm. Aproape 30% din veniturile proprii. Știți ce este tragic la Piatra Neamț? Că dumneavoastră trebuie să vă duceți, să cereți niște sume de bani pentru acoperirea subvenției la troleibuzul, celui care s-a opus plăților la troleibuzul cât a fost primar, după care acum, în calitate de președinte la Adi Urb Trans, trebuie să colaboreze cu troleibuzul ca să pună autobuze electrice unde? Pe raza municipiului Piatra Neamț. Azi, deja este o mocirlă care este
nu ca la vulcanii noroioși. Este ca la o hazna, la hazna în care cineva a aruncat un drop de drojdie. Deci asta este marea problemă. Că noi, dumneavoastră, vă duceți să-i cereți ăluia care a creat problema. Și celuilalt care a creat problema, Ionel Arsene, care a hotărât, a beneficiat, ca să nu spun că el a promovat, că nu știu, de o hotărâre de guvern care a schimbat legea cu privire la finanțarea subvenției de către Consiliul Județean, care oricum era ilegală dată pe vremea aceea. Adică o mocirlă noroioasă din care să iasă numai cu petice de rahat peste mocirlă. Haideți despre ce vorbim. Să spunem lucrurilor pe nume. Ați precizat foarte clar situația în care ne aflăm, pentru că este fix realitatea și eu am încercat să fiu un pic mai diplomat și să mai las o șansă la dialog, pentru că eu consider că această problemă trebuie rezolvată prin colaborarea instituțiilor, primărie și Consiliul Județean. Nu putem ca noi, primăria, să susținem activitatea secetrolei Buzul din banii pietrenilor, în condițiile în care pierderile de acolo sunt gestionate exclusiv de Consiliul Județean, care are 98 sau chiar mai bine acțiuni în această societate. Eu vă întreb, v-a spus cineva, vor veni niște autobuze electrice când vor veni? Când vor veni, probabil vor fi depășite din punct de vedere fizic, al performanțelor. Vor fi depășite, între timp apar noi generații, vă spun eu. Discutăm asta după emisiune, cum s-a ajuns la aceste autobuze. V-a spus cineva cu cât vor crește costurile de operare și implicit subvenția după ce vin aceste autobuze? Nu vor scădea costurile, vor crește. V-a informat cineva? Costurile vor scădea pentru că, în primul rând, vorbim de un combustibil, ca să zicem așa, mai ieftin, pentru că valoarea consumată pe kilometru va scădea de cel puțin 5 ori în momentul în care trecem de pe combustibil fosil pe curent electric. Și fiind autovehicule noi, fiind autobuze electrice noi, evident că vor scădea costurile cu întreținerea și mentenanța lor. Eu vă spun că ar trebui un specialist. Nu vreau să intrăm acum în calcule. Ar trebui consultat un specialist care o să explice că aceste autobuze, când intră cu valoarea lor întreagă la Consiliul Județean, că ei sunt lideri de asociație, le vor da celor de la troleibuzul și în momentul acela intră în acțiune un calcul care este un calcul stabilit și care duce la stabilirea unei sume pentru, nu știu, nu am eu termenii la mine, ceva de genul amortizare, nu știu ce. Una este dacă iei în leasing asemenea lucruri, valoarea este una, alta este când ei, printr-un program european, au valoarea întreagă, le dai și ei trebuie să acopere acele lucruri. Acele lucruri intră în cheltuieli. Cheltuielile acelea, automat, vor crește enorm. Nu discut despre cât costă acum kilovatul și cât va costa când vom avea aceste autobuze în funcțiune. Eu vă spun că cineva, nu eu, un specialist, trebuie să calculeze care este impactul pe preț, fără să ținem seama de idei preconcepute. Că mergem cu curent, că mergem cu gaz, că mergem cu aia, pe preț. După aceea discutăm argumentul, da, vrem un oraș mai curat, vrem o chestie. Pe preț, pe cetățean îl interesează câți bani dă. O să spună, cum a spus celebrul director de la troleibuzu, nou director de la troleibuzu, celebru, că a fost la dumneavoastră în curte la Salubritas, adică la noi în curte la Salubritas, că ce? A crescut prețul, dar asta nu interesează pe oameni. Dar cum, domn director, de ce nu interesează? Păi da, ce? Intră în subvenție. Și subvenția cine o plătește, domn director? A, zice, cum? De la buget. Și bugetul de unde se alimentează? Da, pentru cineva pus politic acolo. Nu mai cineva contează. Cineva care nu a înțeles niciodată ce înseamnă banul public și n-a avut niciodată respect față de banul public. De asta vă spun. Haideți să vedem un pic. Să nu ne aruncăm cu capul în green, cum se cheamă, am uitat,
politica asta verde a comunității europene. Ne aruncăm în ea, da, că suntem obligați. Dacă facem ceva, să și calculăm. Eu știu că e bine, e frumos, de bine, avem autobuze electrice. Nu le avem încă, o să le avem. Deci, cândva. Vreau să fie clar, totuși, aceste autobuze electrice vor fi achiziționate pe proiecte cu finanțare europeană, da, nerambursabilă. Acestea vor genera un transport public cât se poate de modern. La corect, corect. Pe mine mă interesează la ce cost ajunge la beneficiar. Nu la primărie, nu la Consiliul Județean, nu la troleibuzul, ci în biletul de transport. Și în costul real al biletului de transport. Asta nu ne spune nimeni. Eu ar fi fost curios să văd cât costă. Mai ieftin, mai scump. Eu sunt convins că în Piatra Neamț valoarea transportului public va crește doar ca și calitatea serviciilor, nu ca și costuri percepute de cetățean. Pentru că vom avea abordări integrate care să genereze venituri pentru compania de transport și pentru primăria Piatra Neamț, inclusiv din publicitate. Am înțeles, am înțeles. Bine, mergem mai departe. Apropo de țeava de aerisire de pe Pauliștea, e simplu să se înlocuiască aerisitor, ce e țeava cu un aerisitor de carosabil. Întrebare de la domnul Atome Andrei. Este posibilă realizarea unui pod nou peste Bistrița? Un pod la standarde europene eventual? Este posibilă. Eu am fost de 4 ori la Ministerul Dezvoltării pentru a avea discuții inclusiv pe acest subiect. Imediat ce am avut expertiza tehnică a podului de la Căprioara și a punții de peste Bistrița de la Strand. Sunt subiecte pe care, de exemplu, le-am putea rezolva prin programul de investiții Angel Salini. Pentru că nu există alte programe în momentul de față care să ne permită realizarea unui astfel de obiectiv. Estimările brute din discuțiile pe care le-am avut cu colegii din primărie ne arată că un astfel de pod nou acolo, fie mergând pe soluția unei extinderi a podului existent și o consolidare a lui, doar un asemenea proiect ne-ar s-ar ridica la o valoare de peste 3 milioane de euro. 3 milioane de euro. Bun, acum eu am o curiozitate. Am văzut că există un studiu pentru... Dar înainte să consemnăm o victorie istorică, am primit acum o poză de la o colegă care tocmai a venit la redacție și îmi pare rău că nu mai putem să o punem în direct, doar dacă mă cuplez eu la calculatorul meu, la tabletă, a dispărut țeava de pe, vedeți, de pe trotuar și în locul ei este un aerisitor, cum trebuia pus de la început. Bun, mă bucur că s-au mobilizat colegii din primărie imediat după articolul dumneavoastră. Eu am avut discuții cu ei și neștiind, vă dați seama, fără a urmări progresul pe acest subiect, pentru că sunt, din păcate, atât nu, de multe. Este normal, bine că mi-a trimis poza și facem rectificarea de rigoare. Acum, referitor la acel studiu, avem vreo statistică câte accidente au fost pe podul de peste Bistrița, care este îngust, într-adevăr? Avem accidente care au generat situații importante acolo? Eu chiar sunt curios, o să rog colegii să sune la purtătorul de cuvânt de la poliție, să vadă câte accidente au fost pe podul acela. Într-adevăr, podul este îngust, este un pod istoric, l-a construit cu banii dați de un liberal care era ministru de finanțe atunci, ca să dăm cezarului ce al cezarului, era din Piatra Neamț, îl chema Costinescu. Problema este că podul acela, 3 milioane de euro pentru desfințarea unui trotuar doar, mi se pare cam mult. Nu, era vorba despre o supralărgire. Deci să înțeleg că el... Deci supralărgire. Mergând probabil pe o structură nouă care să fie legată de cea eu zic să cereți, eu zic să cereți și alte păreri. Au pentru fost că... doar discuții, deci nu am discutat. Nu, am văzut un studiu, că există un studiu semnat de o societate pe Mora. Expertiza tehnică. Expertiza tehnică, da.
Eu zic care să acolo mai vine cu niște propuneri de soluții. Da, deci, eu zic să mai cereți și alte propuneri, pentru că s-ar putea să, știu eu, să găsim niște soluții mai ieftine. Nu că n-ar fi bun un pod nou. Chiar ar fi momentul pentru un pod nou. Păi așa m-ați întrebat, un pod nou? Da, da. La... Nu, deci domnul Atomei, da. Nu eu. Eu vorbesc de ce a spus domnul Atomei. Da. Aveți și puntea de peste Bistrița, care am înțeles este mai urgentă, chiar. Că este un pericol public în momentul acesta, da? Da. Săptămâna aceasta au fost montate niște panouri de avertizare pentru pietonii care își doresc să o traverseze, pentru a evita supraaglomerarea punții. Deci ne dorim să menținem un trafic redus până reușim să facem o reparație completă a acestei punți, care reparație capitală înseamnă de fapt o punte nouă. Da, deci să dau jos sârmele acelea. Vom avea proiectare până la finalul anului. Apreciez că a trecut rectificarea bugetară, unde am inclus acest obiectiv pe ca și linie bugetară. Până la finalul anului vom avea proiectul tehnic și anul viitor ne propunem execuția. Am promis că la și un sfert terminăm, mai avem 3 minute, așa că punctual. Ce știm despre drumul spre terasa Gospodinelor? Avem avizul, din câte știu, am obținut avizul pentru care era și ultimul, de altfel, de la mediu. Și de acum putem să începem lucrurile. De lucru. Planurile inițiale și ce ne-am dorit inițial era să avem, să începem lucrarea cu tronsonul de până la Cercul Gospodinelor, însă realizând că ulterioarele lucrări ar presupune deteriorarea acestui tronson de drum, vom începe de sus în jos, de la limita cu... Felicitări! Cineva s-a gândit bine, mai rămân cei de la terasa Gospodinelor încă vreo 5 ani fără drum. În niciun caz, pentru că anul viitor îl vom face. Ideea este că trebuie să ne asumăm și astfel de decizii care să dea mai multă sustenabilitate proiectelor pe am care înțeles, le implementăm. Nu, deci eu nu deci discut chestiunile tehnice pentru că nu mă pricep. Eu pot doar să constat că este al 11-lea sau al 12-lea an când o instituție publică care trebuie să promoveze orașul turistic Piatra Neamț blochează practic accesul spre un punct de referință al orașului. Că întâmplător acolo este un restaurant, este o altă poveste. Ideea este că oamenii când spun Piatra Neamț, spuneau Piatra Neamț, spuneau așa, Chietricica, terasa Gospodinelor, mi-e și rușine să mai amintesc de Petrodava, că e o rușine ce se întâmplă acolo, și mai spuneau două, trei lucruri. În ultimul timp spuneau și telegondola, care a devenit celebră în toată țara, în momentul când se duc oamenii cu telegondola și ajung sus acolo, zice, oare deci am urcat? Da. Dau un ban, e ok, vin, deci mergem înainte, nu e niciun fel de problemă. Vreau să asta vă... este o situație de moment, pentru că nu am avut efectiv timp să implementăm acolo niște proiecte. Nimeni nu vă însă planurile critică pe dumneavoastră pentru și avem, asta. Știu și înțeleg asta. Este pentru una... asta. Pentru altele legate de telegondolă o să mai fiți criticați. Pentru preț, poate? La nu numai prețul. În general, situația Perla Invest... Acolo... Căutăm soluții zi de zi. Este una dintre temele de care se ocupă consilierul personal pe probleme pe economie și domnul Potolea. Fostul banchier, dacă nu așa. Eu v-aș sugera ca să termine mai repede, nu cum au făcut ceilalți care le-a dat termen să găsească soluții acolo la Puntea Strand și probabil că o să găsească în cincinalul următor o soluție pentru eliberarea locului. În cinci lunile următoare. Da, maxim, în cinci lunile termen. Următoare, da. Eu zic de domnul Potolea să-i faceți birou într-o cabină de telegondolă. Vă garantez că în 3 zile găsește soluții pentru chestia asta. Îi faceți birou într-o telegondolă, se duce sus, se duce jos, acum e și mai răcoare, poți gândi rapid, eventual îi puneți și un reșou, să-și facă o cafea și lucrurile merg înainte. Deci să știți că domnul Potolea lucrează cu maximă seriozitate și ne-a prezentat deja câteva variante de lucru pentru a rezolva problema telegondolei pe de o parte, dar în special a bazei hipice și a vârfului Cozla, care
se confruntă cu o situație specială, fiind incluse pentru Absolut. Valorificare într-un plan de reorganizare. Noi tot am care și scris. Municipiul nu este deloc de acord. Noi am și scris, eu. Chiar în numărul ăsta din Mesagerul de Neamț. Apropo, cum s-a ajuns acolo, eu vă sugerez să cereți unor vașnici juriști din primărie dosarul complet al terenului acela de la baza hipică, să constatați și dumneavoastră cum a fost inclus în proprietatea unora din pix. Și poate un jurist și un fost banchier găsesc o soluție să meargă la origini și să facă o schimbare. Poate ăla e un act care nu stă în picioare, a produs efecte juridice. Poate găsim soluții, dar am promis, am depășit un minut, vă mulțumesc frumos. Astăzi am băut prea multe cafele înainte de emisiune, așa că vă rog să mă scuzați dacă am sărit calul. Data viitoare promit să nu beau atâtea. Valul l-a sărit, dar a fost... Nu, m-a luat valul și m-a dus cu calul la Consiliul Județean. Da. Vă mulțumesc mult pentru participare, vă doresc o zi minunată și dumneavoastră și tuturor pietrenilor, tuturor nemțenilor, tuturor bicăjenilor și târg nemțenilor care sunt mai bogați, vor fi mai bogați după ora 13 cu niște bănuți care vor veni de la Consiliul Județean și ei vor fi trimiși cu un fel de, cum să spun eu, direcție și săptămâna viitoare vom beneficia de foarte multă dragoste în cetatea de la Târgu Neamț. O să vedeți dumneavoastră despre ce este. Cele bune, sănătate și să fim cu toții numai bine. Zi frumoasă tuturor. La revedere.